Plecată din România în urmă cu mai mulți ani și stabilită în Marea Britanie, unde are o carieră de psiholog, Stelina Păun-Cărpușor a revenit la Piatra Neamț și de această dată a adus cu ea un dar valoros, un volum de poezii cu care a ales să debuteze acasă, între prieteni, Frânturi de sine. Trăim fragmentar. Realitatea ni se prezintă sub formă de cioburi, de detalii, de citate, de frânturi, neexistând decât în foarte rare cazuri, o viziune integratoare. Dar epopeea însemna eroism. Iar astăzi, dacă evoci acest cuvânt, ești privit cu suspiciune, în cel mai bun caz, cu îngăduință. Frânturi de sine poate însemna un eu sfârșiat și contradictoriu, dar poate însemna și o superbă sinectocă, partea reprezentând întregul, așa cum nu trebuie să faci o descriere anatomică completă iubitei, ci ajunge să-i spui ce ochi frumoși are. În fond, sinele, sinea, are diferite accepții în funcție de domenii. Avem un sine sociologic, desemnând aspectul construit social al unei persoane. Avem un sine filozofic, care definește o ființă unitară, care este sursa conștiinței. Avem un sine psihologic, acel Selbst al lui Jung, aproape de ființa lui Martin Heidegger. Avem un sine literar, plecând din cel psihologic, care inventariază o pleiadă de simboluri convergente. Dar poeta Stelina Păun-Cărpușor descoperă misterul, magia și fantasticul oglinzii. Spartă în cioburi, oglinda nu fragmentează realitatea, chiar virtuală, ci ne redă întreagă prin fiecare ciob. Prin urmare, acceptând că fiecare poem este un ciob al marii oglinzi primordiale, să vedem în fiecare frântură o expresie plenară a sinelui. Iar prietenii i-au fost alături. Actorii sunt niște ființe cu biografii scurte. Indignați. Copii mari. Întrucâtva indisciplinați. Ușor vexați, plini de regrete, adesea cu găuri în ghete, cu ochii stuviți și voci rădușite, de nopți de somn și țigări bufăi. Tracasați de neputința lor, trăiesc frenat, fără mulți bani în buzunar, cu tâmpuri adânci și păr cam lung, cu zile care nu le ajung. A excizat toate posturile societății. Aranii sunt umili divinități, pătimesc de ușor acolisi, cuprinși cronic de narcisism, privesc atipotat, primii banalii, sunt nevrotici și calzi. Sunt drepți, dar cruzi, pătimași, niciodată plin de ură sau de urs. Iubesc armat, considerat. Măsurându-și existența de la o copertă la alta. Cel care a făcut posibil această întâlnire de suflet, această revenire acasă a Stelinei Păun-Cărpușor, cu toate frânturile de sine adunate într-un volum de poezii, a fost actorul Cornel Nicoară. Colind toamna. Am sărbătorit Crăciunul într-o oră târzie de toamnă. Lumea culegea struguri și făcea must într-o doară. A început să mă doară că ninge toamna de afară. Că nu voi niciodată muri în păcate, în sfârșit de mine
început de tine. Pomul Crăciunului l-am dus cu rândul în spinare, că rândul, bradul, mirosea român și a nevoie. Așa că l-am împodobit cu noi. Cu sufletul cuprins de emoții, psihologul devenit poet, Stelina Păun Cărpușor, absolvent în trecut a Colegiului Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, a adus un omagiu profesorului ei de limba și literatura română. Tată Ceresc, tu cel care mi-ai dăruit viața, dăruiește-mi, te rog, o inimă plină de recunoștință. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Herrick al VI-lea în piesa cu același nume a lui Shakespeare. Respectul meu și veșnică pomenire profesorului nostru de limbă și literatură română din liceu, domnul profesor Mircea Eduard Bălan, cu care ne încurajam reciproc în ale condeiului și cu care făceam schimb de scrieri. Mi-aș dori să fi putut să-i dau și dumnealui un volum, precum și dumnealui mi-a dat mie prima oară când a scris, prin tata. Din păcate, eram deja plecat din țară. Lansarea a culminat cu un moment poate neașteptat. Fără să aibă niciun preț fix, cărțile Stelinei au fost cumpărate de cei prezenți, iar banii au ajuns la o familie săracă din Piatra Neamț, mai exact la o mamă singură care crește demn doi copii, o fetiță de 5 ani și un băiat de 18 ani, grav bolnav. Semn că pentru Stelina Păun Cărpușor, frânturile de sine există și dincolo de a scrie poezii.